Bună ziua, în primul rând, și vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre pentru a fi prezenți la această conferință de presă de la sediul Organizației Municipale Roman. Este în primul și în primul rând o bucurie pentru mine, în calitate de președinte interimar Organizației Municipiului Roman, până acum câteva zile, să fi făcut și să fac parte în continuare din această minunată echipă a organizației municipale. În această perioadă de aproximativ 6 luni de zile am întâlnit și am cunoscut, pe lângă echipa PSD Roman sau familia romașcană, așa cum le place colegilor mei să spună, ăsta este și adevărul, am cunoscut oameni adevărați, romașcani adevărați, așa cum acum 12 ani de zile sau 12 ani de zile am cunoscut și cunosc în continuare la organizația Târgu Neamț, oameni adevărați, moldoveni adevărați, așa că încă o dată sunt obligat să reprezint atât eu cât și echipa județeană, echipa municipală și celelalte, de la celelalte organizații locale, un partid, de fapt cel mai mare partid din România, PSD. Astăzi, așa cum sigur știți, motivul principal este de a fi prezenți aici. Candidatura domnului Lucian Micu la primăria municipiului Roman, candidatura care a fost supusă la vot în cadrul biroului județean Neamț PSD, o candidatură asumată, în primul și în primul rând, de domnul Lucian Micu, o candidatură asumată, sigur, de mine personal, în calitate de președinte a organizației județene, și o candidatură asumată de organizația PSD Neamț, inclusiv biroul permanent județean Neamț. Această hotărâre a fost luată de comun acord cu domnul Micu. A fost luată ca urmare a unui sondaj care l-am efectuat în municipiul Roman în urmă cu câteva luni de zile, constatând foarte clar că domnul Lucian Micu, în calitate de candidat al PSD pentru primăria Roman, stă mult mai bine comparativ cu alți contracandidați de la partidele politice din municipiul Roman. Așa că astăzi, în prezența biroului municipal Roman, colegilor din cadrul biroului municipal, am anunțat că domnul Micu, pe lângă faptul că este candidatul organizației PSD Roman, va prelua și funcția de președinte interimar în cadrul organizației municipale Roman. Am avut o discuție deschisă, sinceră, bazată pe respect cu tot ceea ce înseamnă biroul municipal Roman, cu președinții organizației de femei, seniori și tineret din cadrul biroului. Iar începând de astăzi, domnul Micu Lucian este președintele organizației și deja a început să continue ceea ce s-a construit la nivel de organizație municipală. În rest, cred că ar fi momentul să-i dau cuvântul domnului Micu. Sigur, alături de mine avem și candidata Partidului Social Democrat Neamț la europarlamentare, în persoana doamnei Carmen Năstase. Așa cum spuneau și colegii mei din cadrul organizației Roman, cred că este pentru prima dată când în ultimii ani de zile, dacă nu mă înșel, când avem un candidat din județul Neamț la europarlamentare, este un lucru îmbucurător pentru noi, este o cinste pentru noi că și județul Neamț are un candidat la alegerile europarlamentare din luna iunie.
Înainte de a încheia, vreau să mulțumesc pe această cale colegilor din cadrul biroului județean, biroului municipal Roma, pentru susținere, pentru modul cum au înțeles că trebuie să se organizeze în viitoarele campanii electorale, pentru faptul că m-au primit atât timp cât am fost la conducerea intermară a organizației cu inima și cu sufletul deschis. La fel să le mulțumesc pentru modul cum s-au implicat în acțiunile care le-am organizat atât la nivel local cât și la nivel județean. Și aici pot să exemplific acea acțiune de Crăciun împreună, acea acțiune cu acel concurs de pescuit, Unirea și multe alte evenimente care le-am avut în ultima perioadă. Oricum, una peste alta, vreau să vă spun și profit de prezența dumneavoastră aici că organizația municipală PSD Roman este un exemplu pentru multe, multe alte organizații din locale din județul Neamț și oriunde și oricând voi avea posibilitatea, voi face tot posibilul să dau ca exemplu pozitiv, ca exemplu de urmat această minunată organizație din municipiul Roma. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc tuturor celor care au fost și sunt alături de mine, alături de organizația județeană și am să dau cuvântul, chiar dacă nu este frumos și corect că avem o doamnă lângă, am să dau în primul rând cuvântul domnului președinte organizației Roman și candidatul nostru la primăria municipiului Roman. Bună ziua, vă spun și eu, vă mulțumesc pentru introducere, domnule președinte. Mulțumim pentru prezență și doamnei Carmen Năstase, că a avut și a avut disponibilitatea să vină astăzi alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, reprezentanților mass media, pentru că ne-ați onorat invitația la această conferință de presă. Mă știți destul de bine, știți că de-a lungul timpului mi-ați prezentat activitatea pe care am desfășurat-o în funcția de primar al municipiului Roman. Știți foarte bine ce fel de persoană sunt. La fel cum sunt convins și romașcanii mă cunosc destul de bine și sunt convins că fiecare dintre romașcani va decide așa cum vor crede de cuvință și vor alege primarul pe care ei consideră că îi reprezintă cel mai bine. În primul rând, sunt onorat pentru că cel mai mare partid din Neamț, din România, m-a ales să fiu candidatul pentru funcția de primar al municipiului Roman și aici vreau să-i mulțumesc și domnului președinte Harpa pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. Știu că probabil pe lângă acel sondaj de opinie, la baza desemnării mele ca și candidat, probabil stau și cei 10 ani pe care i-am desfășurat în administrația publică și în serviciile publice din Roman. În urmă cu 4 ani când am plecat din primărie, am lăsat peste 20 de proiecte europene în implementare. Și astăzi am constatat cu regret că mare parte dintre ele nu sunt finalizate. În egală măsură însă vine și exercițiul financiar european următor. Și viitorul primar al Romanului va trebui să-și pună amprenta asupra acestui program și să atragă fonduri europene pentru a continua dezvoltarea Romanului. Nu este ușor să fii primar. Știu ce înseamnă activitatea de primar. Problemele într-o comunitate sunt foarte multe, însă sunt persoana cea mai potrivită pentru această funcție. Am demonstrat acest lucru și cred că am capacitatea de a prioritiza aceste probleme și de a rezolva aceste probleme. Pentru că este foarte important ca persoana care conduce primăria municipiului Roman să fie o persoană care să rezolve
probleme, nu să caute vinovați sau să cauzeze alte probleme. De aceea cred că și din acest punct de vedere sunt persoana cea mai potrivită pentru a fi în această funcție. Romașcanii vor decide, repet, așa cum vor crede de cuvință. Cert este un lucru, că și dacă voi fi primar și dacă nu voi fi primar, pentru mine nu este un capăt de țară. Însă cred eu că în ultimii 4 ani s-a văzut ce înseamnă atunci când nu este persoana potrivită la conducerea unei instituții. Și Romanul poate nu se va mai dezvolta în același ritm pe care ne l-am dorit cu toții. Însă pe parcursul zilelor, săptămânilor și lunilor care urmează, cu siguranță voi veni cu proiectele pe care eu mi le-am propus pentru Roman, le voi aduce la cunoștința romașcanilor, sigur, inclusiv prin intermediul dumneavoastră, a mass mediei, și sunt convins că la final votul va fi dat pentru persoana care va fi cea mai potrivită pentru a conduce destinele primăriei municipiului Roman. Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o și pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Vom fi alături de dumneavoastră în campania pe care o veți duce și dumneavoastră pentru câștigarea Consiliului Județean. Sunt convins că romașcanii vor alege, așa cum se cuvine, un președinte care să-i reprezinte și la nivelul Consiliului Județean, astfel încât să fie o relație corectă între cele două instituții, Primăria Municipiului Roman și Consiliul Județean Neamț, și să beneficiem de cât mai multe resurse pentru a implementa proiectele pe care noi le propunem pentru municipiul Roman. Domnule președinte, mult succes! Sigur, ar fi mult mai mult de spus cu privire la alegerea candidaturii și a ceea ce am urmat noi cel puțin în ultimele 6 luni de zile. Nu este meritul meu, meritul este a romașcanilor, în primul rând, că au ales să fiți candidatul lor la primăria municipiului Roman, văzând acest sondaj. Este meritul biroului permanent județean, care au votat în unanimitate candidatura, și nu în ultimul rând, cred că domnul Micu este singurul candidat asumat și anunțat la o primărie, în condițiile în care noi am hotărât în cadrul organizației județene să discutăm de celelalte candidaturi după alegerile europarlamentare. Așa că ne-am asumat împreună, inclusiv cu premierul României, că este normal să discut în calitate de președinte al județului PSD, cu șeful PSD național, tot ceea ce înseamnă acțiuni și măsuri care trebuie luate din punct de vedere electoral. Așa că vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem că este primul candidat asumat și anunțat domnul Micu la primăria municipiului Roman. O să dau cuvântul doamnei candidați la alegerile europarlamentare, doamne Carmen Anastase. Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumesc că m-ați primit aici la Roman. În momentul de față nu e vorba despre mine, este vorba de echipa de la Roman. Felicitări, Lucian, Micu, aveți susținerea mea. Sunt apropiată de echipa din Roman în ultimii ani. Am avut o mulțime de activități. Avem o doamnă tare harnică aici, doamna Elena, și îi mulțumesc. Dar organizația este foarte frumoasă. Au vorbit colegii mei și au spus esențialul. Eu trag concluziile. Aveți 3 oameni care au făcut administrație și știu administrație, și cred că asta este important. Ei
Ei cred că pot face diferența în campanie și mă mulțumesc că mi-ați acordat încrederea. Cred la fel că e foarte important pentru Neamț să avem un candidat la europarlamentare. Voi fi alături de echipele din județ să explic oamenilor de ce este atât de important câștigarea europarlamentarelor și să avem niște reprezentanți care cunosc problemele oamenilor și PSD-ul, după cum știți, tot timpul și-a dorit un buget al Uniunii Europene care este axat pe nevoile cetățenilor. Dar vom discuta, cred că la cât mai multe emisiuni, sper să mă invitați, dacă nu mă auto-invit, să vorbim de problemele europene. Repet, am venit să-i urez succes lui Lucian Micu și succes echipei de la Roman. Doamne ajută! Mulțumesc, doamna Carmen. Oricum, chiar dacă ne abatem un pic de la subiectul acestei conferințe, ce pot garanta, așa cum am spus și în cadrul biroului municipal Roman, candidata noastră la europarlamentare în perioada următoare, de fapt în următoarele luni, va fi prezentă alături de membrii PSD, de echipa noastră de campanie, la tot ceea ce înseamnă organizații locale, municipale, orășenești, unde nu va face altceva decât să discute cu cetățenii din județul Neamț cu privire la campania europarlamentară și nu numai. Campania ce urmează, campaniile ce vor urma în județul Neamț în acest an. În rest, am să vă rog, dacă aveți întrebări, să fie pe subiect, maxim două întrebări. Și încă o dată vă mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că oricând am apelat la dumneavoastră, ați fost prezenți, asta înseamnă că există o relație bazată pe respect între partidele politice, între partidul pe care îl conduc și dumneavoastră, cei care faceți parte din mass media județului Neamț. Și nu numai. Mulțumesc! Așa că o întrebare, domnul Lucian Micu. Există romașcani care consideră că poate v-ați ieșit din mână în anii ăștia în care n-ați fost prezent public nici în administrație, nici în politică. Cum comentați? Da, pe bună dreptate. Și e o opțiune pe care eu am avut-o să fac acest pas în lateral. Nu am depins niciodată în viață de o activitate politică, de o activitate administrativă, de o funcție politică sau funcție administrativă. Eu provin din mediul privat. În toată această perioadă m-am întors în mediul privat. Sigur că e ca și mersul pe bicicletă. Odată ce ai învățat să mergi pe bicicletă, nu prea mai uiți să mai mergi cu bicicleta, chiar dacă mergi mai rar, poate obosești mai repede, dar pe măsură ce recapeți antrenamentul, ajungi să fii din nou ca atunci când ai plecat. Repet, a fost opțiunea mea să fac acest pas în lateral. Acum cred că a sosit momentul să mă implic. Am reușit alături de domnul Daniel Harpa să găsim această formulă de a ne sprijini reciproc și sunt convins că dacă voi ajunge la primărie, voi arăta la fel cum arătam și înainte, doar puțin mai experimentat. Care considerați că sunt punctele dumneavoastră slabe în această bătălie, să-i spunem în ghilimele? Pentru că punctele foarte mi le-ați explicat în prezentarea dumneavoastră. Care ar fi punctele slabe? După cum credeți dumneavoastră așa? Unde ar putea dinamicul să atace, să spunem mai metaforic? No, e mult spus puncte slabe sau puncte tari. E clar ca fiecare dintre noi, în activitatea pe care o desfășurăm, facem și lucruri bune, facem și lucruri mai puțin bune, nu întotdeauna reușim să punem în practică ceea ce ne propune sau pot exista mai multe obstacole pentru care trebuie să muncești mai mult să le depășești. Cred eu că un dezavantaj
pentru mine, în acest moment, îl reprezintă tocmai ceea ce m-a întrebat colegul dumneavoastră. Faptul că în ultimii 3 ani eu nu am mai ieșit deloc public sau nu am mai desfășurat nicio activitate publică care să mă țină în atenția romașcanilor, în prim planul atenției romașcanilor. Însă sunt convins că voi avea timp până la alegeri să recuperez acest decalaj față de ceilalți competitori, care sigur au fost mult mai activi în viața publică și voi recupera. Am încredere în capacitatea mea de a recupera acest decalaj. Și legat de echipa de la Roma, spre la altă echipă, ați tatonat pe, nu? Considerați că este o echipă cu care puteți merge la drum și să faceți nu numai campanie electorală, să desfășurați anumite activități pe care dumneavoastră vi le-ați propus? Da, cu siguranță. Astăzi am luat pentru prima dată cunoștință de formula de birou de la Roman. Cu siguranță sunt niște oameni care au făcut politică de-a lungul timpului, sunt și oameni noi pe care i-am văzut și m-am bucurat să văd acest lucru. Profit de ocazie să transmit un mesaj tuturor celor care doresc să se implice în politica de la Roman, că în continuare este loc pentru fiecare. Sunt persoane care de-a lungul timpului poate au făcut și ele un pas în lateral, dacă consideră că e momentul să revină alături în această formulă, ușa noastră este deschisă. Eu sunt o persoană a dialogului și o persoană care îi place să construiască și cred că acesta este iarăși un avantaj pentru Partidul Social Democrat la Roman. Cu siguranță vor mai veni și oameni noi în organizație, este și firesc să fie acest lucru, însă vom găsi o formulă de coalizare a tuturor, pentru că obiectivul pe care ni l-am propus noi este unul foarte important, și anume câștigarea primăriei municipiului Roman. Iar pentru realizarea acestui obiectiv extraordinar de mare, trebuie lăsate la o parte ambițiile mici. De aceea cred că vom avea o formulă de birou la Roman și o formulă a forului decident de aici, din Partidul Social Democrat de la Roman, în care să ne unim forțele pentru a atinge acest deziderat al nostru. Profit de faptul că domnul președinte Harp a zis 2-3 întrebări, merg în extrema de 3 și mai formulez o întrebare. Considerați că odată cu venirea dumneavoastră în fruntea organizației PSD, veți avea acești oameni care vor veni de la o organizație nu numai neafiliați politic, și de la celelalte partide, amici tăi dumneavoastră, chiar din PNL, din USR, și vor veni în echipa dumneavoastră? Eu nu am purtat discuții în prealabil cu nimeni. Așa cum spuneți dumneavoastră, fiecare dintre noi avem simpatii și antipatii. Fiecare dintre noi avem prieteni care poate au o altă opțiune. Niciodată nu voi pune mai presus o opțiune politică de o prietenie. Prietenia pentru mine rămâne un lucru sacru, la fel cum și familia este un lucru sacru pentru fiecare dintre noi. Opțiunea politică este a fiecăruia. Dacă vor fi persoane care vor dori să vină alături de mine în acest proiect, cu siguranță îi voi primi cu dragă inimă, pentru că nu e nimic mai plăcut decât să vezi că în jurul tău poți să coagulezi o echipă și să aduni niște oameni. Repet, fiecare va avea rolul său într-o campanie, într-un partid politic sau într-un demers pur cetățenesc, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, nu trebuie să fie neapărat persoane afiliate politic, ci pot fi orice fel de persoane care își doresc sau care mă doresc să ajung din nou la primăria municipiului Roman, pot să-și aducă aportul pentru acest demers. Domnule președinte Harpa, stic pe tema, cum a zis dumneavoastră, și plecând de la una din definițiile britanice care spune că politica nu pot în sine, și trebuie să ofere soluția administrativă la problemele oamenilor. Întrebarea mea ar fi, aproximativ, dacă știți, sigur știți,
dacă puteți estima, vă rog, cu 50.000 de euro, câți metri de țeară, nu magistrală, ci de asta micuță între blocuri, pot fi 50.000 de euro înlocuiți câți metri de țeară veche cu țeară nouă de asta, de cauciuc, de plastic, aproximativ, că ați avut foarte multe lucruri de genul ăsta la dumneavoastră. Păi nu e, obiect, nu e obiectul discuției de astăzi. Noi astăzi am prezentat... Da, dacă vreți să discut, da, mă răspund fără nicio problemă. Depinde la ce vă referiți. Eu știu problema generală a județului vis-a-vis de De apă. Nu, 50.000 de euro. Eu nu sunt specialist în a, eu știu, stabili prețurile sau... 50-100 de metri. Ați băgat la țeavă la Târgu Neamț, rețelele? Degeaba am băgat la Târgu Neamț dacă nu rezolvăm problema magistrale, ceea ce este dureros pentru toată lumea. Nu de magistrale. Țeavă mică, între plouă. Nu pot să vă răspund la această întrebare, că nu sunt eu specialist în... De formulez întrebare. Care credeți că sunt argumentele profesionale pentru care o activistă PSD Roman, doamna Iuliana Bunu, Năstase, apropo, dânsa e doamna Năstase, le duc în dumneavoastră, este doamna Năstase, Năstase și Năstase, greșesc, e la al doilea mandat, încheia al doilea mandat în CEA-ul APASER, unde a casat până acum aproximativ 50.000 de euro. Pentru o ședință felul. Este problema domniei sale, este problema celor care au votat-o în Consiliu. Ceea ce vă pot garanta eu, cât și Lucian, că problema apei, criza apei din Neamț, se va rezolva cu riscul de a... haide să nu fiu dur, pentru că voi fi rău înțeles, cu riscul de a supăra multă lume. Adică nu trebuie să amestecăm aici politica cu criza apei, care este normală, este bine înțeleasă de cei care, într-adevăr, vor să rezolve această problemă. Deci, această problemă cu apa de la Roma, de la Piatra Neamț, de la Târgu Neamț, se va rezolva numai în momentul în care noi, cei care suntem implicați politic, în special cei care sunt în cadrul Consiliului Județean, consilieri județeni, președinți, vicepreședinți, se vor aduna la o masă comună și vor găsi soluții, repet, fără a implica culoarea politică. Și eu zic că această soluție se va găsi în perioada următoare. Lucian, deja am discutat cu dânsul mult timp vis-a-vis de această situație. Are experiența necesară, fiind viceprimar și primar o perioadă destul de lungă și cred că se va găsi această soluție, inclusiv ceea ce interesează pe toată lumea, partea financiară. Dar, repet, fără a ne ataca politic. Iar la ceea ce m-ați întrebat, eu nu eram nici președinte de organizație județeană, nu eram nici președinte de Consiliul Județean, nu aveam nici majoritate în Consiliul Județean, vis-a-vis de anumiți membri sau eu știu ce m-ați întrebat în cadrul CEA-ului sau ALA. Și rezind din ce ați spus că fără politica rezolvarea problemelor este că probabil vom prinde vremurile în care ține cu niște politici nu vor mai fi în locul democrațiilor. Dacă ați intrăm în politică, dacă și sigur, dumneavoastră sunteți unul dintre, da, toți vrem apă. Nu contează că apa vine pe țeavă din metal sau din plastic. Dacă ați urmărit și ați urmărit cu toții, cu siguranță, discursurile la Ziua Unirii a președintelui României, a președintelui PNL, domnul Ciucă, și a premierului României, cred că înțelegem cu toții care este viitorul nostru, a țării, și care este modalitatea de a comunica, inclusiv în vederea rezolvării problemei apei din județul Neamț. Nu este nimeni vinovat, niciun partid politic. Toți suntem vinovați prin modul cum s-a administrat acea companie și prin modul cum s-a predat administrarea apei din localitățile din județul Neamț către acea companie din 2009 sau 2008, dacă nu mă înșel. Mulțumesc, eu nu mă simt rezolvat, dar nu mă rezolvat. Pentru că nu sunteți politician. Nici eu în 2009 nu eram politician, probabil nici Lucian. Doamna Carmen Năstase, în ce fel, în anul de grație 2024, o candidatură precum cea la europarlamentare, în care trebuie să ne vorbiți nemțenilor, și din Piatra, și din Roman, și de pe ultima uliță, din ultimul căstun,
este crevată sau nu, de trendul care sare ușor din naționalist în extremist, din extremist în anti-europenist. Din nou, cum spunea și domnul președinte Harpa, cred că aici este o problemă de comunicare a tuturor politicienilor, pentru că am ajuns cumva succesul fiecărui primar să-l naționalizăm și în succesul să dăm vina pe Europa. Dar până la urmă, dacă ne uităm la pașii aia buni făcuți de România, sunt mai ales datorită bugetelor venite de la Uniunea Europeană. Ne place sau nu. Dar încă o dată asta este treaba mea la județ de acum încolo, să aduc în fața oamenilor simpli, cei de la țară, că asta vorbeam și cu colegii mei de la PES România, că oamenii degeaba mergem în fața lor și le explicăm despre politici europene dacă ei nu înțeleg cu ce ajută politica europeană. Și apropo de problemele care sunt în momentul de față, subvențiile către agricultori sunt de la Uniunea Europeană, țevile, canalizarea, apa, pe care va trebui să o rezolvăm, sunt mare parte făcute cu banii europeni. Și asta trebuie să înțeleagă lumea, că Uniunea Europeană nu este un bau-bau, ci trebuie să ne fie un ajutor și asta ține de politicieni, dar și de administrație. Sper că... Vă mulțumesc. Și a treia întrebare, dacă vă duc gratimă. Domnule Arba, tot pentru dumneavoastră, oricât la toate nu putem să la politica de administrație și dată fiind experiența dumneavoastră, nici nu mai știu prima dată de asta, de prima dată, de dată, că trei. Așa, vreți un pic, ca primar, de Târgu Neamț, de câte ori ați inițiat dumneavoastră sau colegii dumneavoastră proiecte de hotărâri de Consiliu Local prin care să anulați, direct sau indirect, o sentință a justiției? Păi cum să anulăm o sentință a justiției în cadrul unei hotărâri de Consiliu Local? Depinde la ce vă referiți, nu știu exact, dar... Vreau să văd dacă există o sentință, există o sentință definitivă și irrevocabilă, nu cred că poate anula un consiliu local sau un primar, sau un, nu știu. N-ați auzit dumneavoastră? Nu am auzit. Vă povestesc în privat. Mulțumesc! Mulțumesc și mai sunt întrebări? Condițiile actuale, vă mulțumesc pentru prezență. Domnule președinte, felicitări. Mulțumim. Spor la muncă. Doamne, să mulțumim la fel. Doamne.